Salut, sunt Andy. Și mă întorc imediat, doar o idee genială și v-am dat peste cap. A început ca o glumă, dar acum nu e bună. Tot orașul strigă în cor: hey, hey, cu Andy! Cel mai mare, cel mai tare, dintre părcălii. Sunt un pop, un factor, un artist, un vespo. O situație lipicioasă. Nu mai e nevoie să spun că acum nu sunt într-o poziție foarte bună față de familia mea. Ce spune asta? Dar să recunoaștem, ei nu pot vedea pădurea din cauza merilor. Fii serios, omule, chiar așa, vorbește serios. Dar m-am întrecut pe mine ca de obicei. Lăsați-mă să vă explic. A început acum câteva zile. Era una dintre cele mai fierbinți zile. Nu căldura urăsc atât de mult, ci umiditatea. Dar nici măcar pe jumătate cât urăsc mirosul de câine ud. Știu că e o excursie gratis, dar e sigură, adică Andy o să vină cu noi. Dar întotdeauna am vrut să merg acolo. Poate izbutim să plecăm singuri. Să plecați? Unde să plecați? Am câștigat premiul întâi la un concurs de serviciu. O vacanță cu familia. Serios? Calmează-te, Jen. Mă gândesc să dau biletele altei familii. Hei! Așa de repede, Al! Și părerea mea, chiar vreau să merg și eu, zău! Mamă, chiar trebuie să vă reamintesc ultima noastră excursie? Acum că ai adus vorba, încă mai am coșmaruri cu cascada Niagara! Hai că a fost o glumă bună! Atunci așa rămâne. O să lăsăm o altă familie norocoasă să petreacă o săptămână în Big Apple. Big Apple! New York! Big Apple! Este genul meu de oraș! Când plecăm? Începem să pregătim mașina, corect, surioară? Ai grijă ce-ți dorești, fiule, că s-ar putea să și primești. Gata, ăsta era ultimul. Plecăm de îndată ce ajunge și Danny aici. Danny? Vrei să spui că Danny vine cu noi? Premiul era pentru un grup de 5 persoane. Andy a sugerat să luăm pe Danny. Pe mine nu m-a întrebat nimeni, puteam să o luăm pe Terry. Nu avem nevoie decât cu un animal și deja l-avem pe Spank. Taci, deșteptule! Jen, și mie îmi pare bine că te văd. Nu te grăbi, Andy! Știi ce am vorbit noi aseară? Astea sunt promisiunile pe care vă rog să le semnați. Ai spus că nu o să mai faci farse, nu mai înșeli sau mai știu eu în timpul excursiei. Iar tu nu o să te mai plângi de nimic până ne întoarcem acasă. Ai priceput? Gata! Toată lumea urcă în Larkin Express. Oh, boy! Spank o să stea la mine în poală toată călătoria? Băi, o să dureze o groază. Asta e regula drumului. Stai pe banchetă, car căinele. Ce am mâncat dimineață? Usturoi murat și prune. Nu o să fie prea plăcut. Fără glume. Haide, asta abia poate fi numită o glumiță. E mai mult așa un an amuzament foarte normal. Dă-mi-l mie acum. Am ajuns!
nu înțeleg, stai că ăsta nu e New York-ul. Trebuia să-mi fi dat seama că ți-a cel puțin 2 zile ca să ajungi la New York. Și dacă ajungi acolo, ajungi oriunde. New York? Cine a zis ceva de... Am înțeles. New York este Poricli și Big Apple, iar voi ați crezut că... Foarte amuzant. E exact ce mi-am dorit. Nu prea sunt mulți oameni pe aici. Asta înseamnă că nu va trebui să stăm la coadă pentru orice. Haide, când viața îți oferă mere, faci suc din ele. Nu înțelegi? Am promis că nu o să fac nicio farsă. O să fie o tortură să petrec o săptămână aici fără să fac măcar o farsă. Păi, practic vorbind, când ai promis că nu o să faci farse, credeai că mergi la New York, nu-i așa? Iar aici nu e New York-ul. Să înceapă farsele! Bine ați venit, iubitor de mere! Numele meu e Giselle Smith, dar puteți să-mi spuneți bunica. Granny Smith, asta e bună! Nu crezi că e bună, draga mea? Da, e foarte amuzant! Giselle Smith, alături de atracția ei principală, Big Apple, este menționat în Cartea Recordurilor ca cel mai mare măr care a existat vreodată. Trebuie să fiți foarte mândră. Acelea erau vremuri foarte bune, din păcate. Oricine vroia să apară în Cartea Recordurilor și mere din ce în ce mai mare au început să apară peste tot. Mi-e teamă că strălucirea mea a pierit în timp. Mă scuzați, sunt chemată. Nepotul meu, Johnny, o să vă înregistreze. Oh, Johnny! Semnați aici, oameni buni! Le-am promis prietenilor mei că le voi aduce suveniruri de la New York. Și tot ce pot să le dau nu e decât o șapcă amărâtă în formă de măr. Trebuie să-ți reamintesc? Las-o baltă. Nu! Ți-l aduc eu! Așa, avem un măr putred în coș? Păi, foarte bine, fiule! Domnișoară, nu v-am reținut numele! Nu l-am pronunțat! Este Jen! Jen... Eu sunt Johnny, după numele lui Johnny Applecore. Ce derăpănătură, nu-i de mirare că e aproape pustie. Ascultați, e timpul să luăm o pauză pe ziua de azi și să participăm la concursul de bere plutitoare. Începe într-o oră la scena Big Apple. Numai că aceste corpuri sunt exact ce-i trebuie marelui maestru al farselor. Bun, când îți dau semnalul să pornești diversiunea, iar eu o să dau drumul la capacul de cauciuc în ligheanul cu mere. De-abia aștept să văd figurile babelor când o să ies cu ele în gură. Îți dai seama? Tu stai aici, băiete. Priviți! Un câine turbat! Un câine turbat! O, luați-l! Luați-l de pe mine! Cum îți plac merele, băiete? Trebuie să te trezești foarte devreme ca să-mi faci mie o poantă cu mere. Acum lasă glumele și pregătește-te de concurs, ai înțeles? Dați drumul! Ce s-a întâmplat? Giselle mi-a făcut o farsă. De unde știu ce aveam de gând să fac? Poate că a fost doar o întâmplare.
Domnișoară Jen! Domnișoară Jen! Haideți la o plimbare! Nemaipomenit, arată ca cele adevărate. Asta este opera perfectă a unui maestru al farselor. O să fie minunat. Ei, era și timpul. Cine e gata să bage mingea în gaură? Pentru că sunteți prima dată aici, jocul e din partea mea. Vă mulțumim! Distracție plăcută! Haide, Andy, să vedem cât de tare poți să o lovești. Hai odată, trage, Cider Woods. Salut, oameni buni! Domnișoară Jen! Mamă, știi, m-a luat o durere în gât foarte puternică. Trebuie să plec. Nicio problemă! Cum te faci? Bine, poți să fii partenera mea diseară la spectacolul de dansuri populare. Eu sunt DJ! Îmi pare rău, eu nu dansez. Cum? Dar sigur că dansezi! Ești o dansatoră excelentă! Nu-i așa, tată? Desigur, știu bine! Doar eu am plătit pentru lecțiile alea. Nu o să-ți vină să crezi, dar mingea asta a fost una de-a noastră. Nu știu cum se face, dar dacă așa vrea, foarte bine! Asta înseamnă război! Aș fi vrut să stau la coadă la dans în Big Apple, nu la dansuri populare în fața unui Big Apple. Ce-a fost asta, dragă? Te plângi cumva? Nu, tată, doar o observație. O să vedem cât de repede pot dansa oamenii ăștia. Speed metal din Montreal, hardcore. Puneți-vă pantofii de dans, doamnelor, pentru că în seara asta o să dansăm ca în anul 1899. Iar domnișoara Jen o să ne vedem mai târziu sub masă. Ține-te bine, o să sune repede și tare rocul ăsta din Montreal. Dar asta nu sună metal. Pentru că nu este. Gata, doamnelor singuratice. Acești doi tineri domni s-au oferit să danseze cu fiecare dintre voi în seara asta. Nu. Nu înțeleg. Bunica Smith se pare că știe dinainte fiecare mișcare a noastră. Știți unde e Jen? De ce nu o întrebi pe bunica ta? Se pare că știe tot ce se întâmplă pe aici. Dacă îmi spui unde e Jen, o să spun cum face bunica mea asta. Se ascunde în cortul cu saltele elastice. Pe bune? Îmi place când o fată se lasă greu. Acum e rândul tău. Bunica locuiește la etajul 2 al clădirii Big Apple. Vede tot ce se întâmplă prin binoclu de la fereastra ei. Glumești. Acum, scuzați-mă, dar mă așteaptă o tipă bine pe ringul de dans. Am crezut că șmecherii ăia sunt mai greu de păcălit. Asta e, nu se mai face ca pe vremea mea. Gata, drumul e liber.
Dacă nu știam, puteam să jur că sunt eu pe bancheta din spate. Da, centrul ăla non-stop de copii a făcut o treabă foarte bună. Mi-am mai copiat eu fundul, dar niciodată întregul meu corp. Și acum ce facem? M-am tot gândit. Dacă bunica Smith e capabilă să vadă tot ce se întâmplă pe pământ, trebuie să ajungem la ea dintr-un alt unghi. Ce ai în minte? Din aer, dragul meu Pickett, din aer! E timpul pentru prima etapă a farsei mele! Cum a mers întâlnirea de aseară cu sora mea? N-a mers! Nu era în cort! Oh. Nu renunța! Jen mi-a spus că te place, dar știi tu, ea e foarte timidă. Trebuie să mai insiști. Uite, îți spun un secret. Lui Jen îi plac mult băieții care îi fac daruri. Pe bune? Oh, da, și e nebunită după caramel. Pentru ea tot ce e în jur este caramel. Și, băieți, ce vreți să spuneți? E băiat de treabă, dar e inteligent ca un bec de 2 vați. Păi, dacă îi plac cadourile și adoră caramelul... Hei! Tocmai mi-a venit o idee minunată. Noi topim caramel pentru mere. Dacă îi dau lui Jen o cutie, o să mă placă mai mult decât mă place acum. Da, de ce nu m-am gândit la asta? Dar nu sunt sigur de această o singură cutie. Dacă aș fi în locul tău, i-aș oferi mult mai mult. Heck, asta nu e o problemă. Avem sute de cutii în depozit. Sute? Asta ar trebui să ajungă. Mai bine ne-ai lăsat pe noi să-i dăm lui Jen caramelul. Știi, ea fiind mai timidă. Parcă aș lua o bomboană din mâna unui copil. Acum, etapa a doua. Un radiator vine imediat. Și în sfârșit... E, nu-mi spune etapa a treia? Exact! Du cutiile sus pe acoperiș și desfă-le! Sunt pe poziție cu radiatorul! Succes! Încă sunt acolo. Cred că sunt destul de suspicioasă la vârsta mea. Un radiator urcat. Ce ciudat! De obicei, Johnny topește caramelul pentru mere după amiază. Păi, taiem în felii și foma umplutură pentru strudel. Nu glumesc! Dacă nu mă duceți acasă, fac autostopul. Dar am crezut că te simți bine, Jen. Și ce cu băiatul ăla drăguț, Johnny? Vreți să spuneți psihopatul care s-a ținut după mine de când am ajuns aici? Păi, am făcut cam tot ce am putut pe aici, dragă, nu-i așa? Bine, plecăm imediat după micul dejun. Am chef de brioșe cu mere. Să-i găsim pe Andy și pe Danny. Trebuie să recunosc că Andy s-a purtat foarte bine în excursia asta. Poate ar trebui să sărim peste brioșe? Oho, nota vă rog! Firar să fie. Nu-ți face griji, bunico! Ei o să plătească pentru tot! Eu sunt cea care ar trebui să-i plătesc! E genial! Felicitări, băiete! De ce îl felicitați pe el? Tocmai va carameliza casa! Așa este și pun pariu că acum e cel mai mare caramelizat din lume.
Johnny, cheamă-i la telefon pe cei de la recorduri. Cred că vom deveni iarăși o mare atracție. Sigur, bunico! Acum, ca să devin o celebritate, ce zici de plimbare aia cu mașina mea de golf? Mă dau bătută. Să mergem. Se pare că avem de-a face cu o situație foarte, foarte lipicioasă. Ce vorbește asta? Nu știe ce spune. Acum am nevoie de cineva care să mă cojească de pe clădire. Uite de la el cum stă atârnat. Dură mulțime, nu?